Domnul mi-a pus în inimă să vorbesc puțin despre întuneric, dar și despre lumină. Și cuvântul Domnului, care îl voi folosi în seara aceasta, se găsește în Matei, capitolul 4, versetul 13 până la 17. Haideți să ne ridicăm în picioare. A părăsit Nazaretul și a devenit și a venit de a locuit în Campernaul lângă mare, în ținutul lui Zabulon și al lui Neftali. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor, norodul acela care zăcea în întuneric a văzut o mare lumină. Și peste cei ce zăceau în Ținutul și în Umbra Morții, a răsărit Lumina, Gloria Lui. De acum încolo, Isus a început să pădăvăiască și a zis: pocăiți vă căci împărăția cerului este aproape, amin. Luați loc. Titlul mesajului meu în seara aceasta este chiar dacă dorim și dorim fiecare din noi să ne sfințim inimile și viața, titlul pe care vreau să care mi l-a pus Domnul pe inimă a fost întrebarea, mai este întuneric în noi? Dacă vrem trezire, dacă vrem ca Domnul să lucreze în mijlocul nostru, trebuie ca întunericul să fie dat la o parte. Și primul punct pe care vreau să-l aduc în seara aceasta înaintea dumneavoastră este starea de întuneric care cuprindea lumea întreagă. Țara lui Zabulon și a lui Neftali, Galileea Neamurilor, reprezenta lumea întreagă care trăia în întuneric și în păcat. Profetul Isaia, în capitolul 9, profețește despre această perspectivă că acolo unde este întuneric, acolo vine lumina lui Dumnezeu, gloria lui. Am găsit trei caracteristici care definește întunericul. trei caracteristici care arată dacă este lumină sau dacă este întuneric. Și în, în capitolul 9 din Isaia, în versetul 1, primul caracteristic a zonei unde este întuneric, spune cuvântul Domnului că Țara lui Zabulon și a lui Neftale era acoperit de o cară. Acolo unde este întuneric, este o cară. Acolo unde este întuneric, nu mai este pace. Acolo unde este întuneric, parcă lumina o, o, o dispărut. Al două caracteristice, caracteristice a întunericului îngăsim găsim în versetul 2 din Isaia, capitolul 9. Acolo unde este întuneric, oamenii umblă în întuneric. Să ne păzească Domnul. Să putem deosebi întunericul de lumină. Și al treilea lucru care definește întunericul spune că oamenii aceia locuiau în țara umbrei morții. În tunericul nu o să aducă niciodată viață, în tunericul nu o să aducă niciodată bucurie, ci întunericul aduce moartea. De aceea în seara aceasta vrem să cunoaștem lucrurile acestea, dar este o nădejde. Cuvântul Domnului în seara aceasta ne-a spus a răsărit lumina gloria Lui. Și dacă peste seara aceasta lui Zabulon și al lui Neftali, peste lumea aceasta a fost întuneric. Este o promisiune că răsare lumina Domnului, gloria lui. În al doilea lucru, așa cum am mai spus, întunericul făcea ca lumina să zească în umbra ai morții. Dar speranța noastră este cuvântul lui Dumnezeu care spune că poporul acesta care stătea în întuneric a văzut o mare lumină. Și această lumină este Domnului Isus Hristos, gloria lui. De fapt, profetul Isaia, în capitolul 42, unde vorbește despre robul Domnului, profețește despre această lumină. Și cuvântul Domnului spune așa: Eu, Domnul, în versetul 6, Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire. Te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune un legământ al poporului meu ca să fii lumina neamurilor. Gloria lui! Este una dintre profețiile în care ne vorbește despre Domnul Isus Hristos, care a făcut să dea întunericul la o parte, unde a făcut ca întunericul să nu mai aibă putere. Nicăieri unde este lumina Domnului, întunericul nu are putere. Slavă Domnului! Ne aducem aminte în Matei capitolul 16, acolo când Domnul Iisus Hristos duce uneci, ucenicii, u duce ucenicii în cezarea lui Filip, la poalele muntelui, vedem acolo că ce vorbește despre locuința morților. Dar biserica, spune Domnul Iisus Hristos, pe temelia apostolilor, pe temelia că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Pe această temelie, Domnul își zidește biserica și locuința morților nu o va putea birui. În acel loc, dacă aveți ocazia vreodată să vizitați, veți vedea ce întuneric a fost acolo, ce închinare, închinare întunericoasă a fost în ținutul acesta. Dar, mulțumim Domnului Isus Hristos, că au spus că porțile locuințelor morților nu vor birui, ci Domnul Iisus Hristos va birui prin jertfa sa glorie Lui. Tot despre această lumină vorbește Isaia în, capito în capitolul 42 cu 6. Eu te-am chemat, cum am mai spus, vine lumina Domnului. Tot despre această lumină Zaharia, când profesește despre Ioan, profesește că el este premărgătorul luminii. În Luca, în capitolul 1, versetul 77, 78 și 79, vorbește despre această lumină care vrea să o aducă și să fie premărgătorul luminii. Și, spune cuvântul Domnului, profeția lui Zaharia, să dai cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. De aceasta am avut și avem nevoie să primim cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatului. Pe, în versetul 78 spune așa, datorită marei îndurări a lui Dumnezeu, a Dumnezeului nostru, în urma care a răsărit soarele, a răsărit, care a răsărit din înălțimi, să ne lumineze, să lumineze pe toți cei ce stă, în tuneric și, și, în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Gloria Lui! Domnului, despre Domnul Iisus Hristos a profețit căci El este lumina. Însuși, Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 12, versetul 46, El spune așa, Eu am venit ca să fie o lumină pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric, ci să aibă viața veșnică. Eu sunt calea adevărul și viața gloriei Lui. De această lumină am avut noi nevoie, de această lumină are nevoie lumea întreagă să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L cunoască pe Domnul Isus Hristos. De fapt, în Ioan capitolul 17, în rugăciunea Domnului Isus Hristos, spune așa, și viața veșnică este aceasta: să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis. Aceasta este viața veșnică: să-l recunoaștem pe Domnul Isus Hristos care a fost trimis din cer pentru spălarea, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru a plăti păcatul nostru și pentru a ne duce din întuneric la lumină glorie Lui. În Evrei, capitolul 12, versetul 1, spune așa, și noi, după ce vorbește despre norul de martori cu care este înconjurat, care îl vedem în Biblie, Spune, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martor, să dăm păcatul la o parte care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu străluință în alergarea care ne stă înainte. Am adus versetul acesta pentru că păcatul de multe ori așa ușor ne prinde. De aceea în seara aceasta am numit Predic cuvântul care îl aduc în fața lui dumneavoastră, mai este întuneric în noi. Și aș vrea să vedem câteva lucruri care face ca întuneric să mai găsim, să se mai găsească în noi. Și sigur că vrem să fie lumina Domnului, dar hai să vedem câteva cauze pe, pentru care întuneric mai este câteodată în, în inima noastră. În Primul lucru pe care îl vedem în Matei, capitolul 15, când Domnului, când vorbește despre sare, spune că seara și-a pierdut gustul și puterea de a săra. Una dintre lucrurile care face ca în viața oamenilor, chiar și a credincioșilor, să fie întuneric este că și-au pierdut gustul și-au pierdut puterea. Și au pierdut puterea de a săra, pentru că noi, creștinii, sunt, suntem considerați sarea pământului. Sarea care dă putere și care dă gust la toate lucrurile. Al doilea lucru pe care, în, 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 alt, în alte ordine de idei, vă sim, găsim în Timotei, 2 Timotei, capitolul 4, cu 10, căci Dima din dragoste pentru lume l-a părăsit. Și-a pierdut gustul Evangheliei, și-a pierdut gustul de a umbla cu ucenicii, măcar că au văzut minunile împreună cu Pavel, împreună cu apostolii, au văzut minuni mari din partea Domnului, care Domnul le-a făcut în mijlocul lor, dar și-a pierdut gustul. Domnul să ne păzească, să ne pierdem gustul și să ne putem, să ne pierdem puterea de a săra. Al doilea lucru care face ca întunericul să mai fie în inima noastră, chiar aici, gura Domnului Isus Hristos, în Matei, capitolul 6, versetul. Vers, Matei, capitolul 6, ne vorbește despre sănătatea spirituală care trebuie să fie în noi. Versetul 23. Spune cuvântul Domnului, încep cu 22. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este lumină. Și facă Domnul ca ochii noștri să fie ochi sănătoși. Ochi spiritual, ochi, ochi în credință, să fie niște ochi, ochi care să dea să, într-adevăr o stare spirituală sănătoasă pentru noi. Dar... Domnul Iisus Hristos spune în, în versetul 23 Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare este întunericul acesta. Domnul să ne păzească, să ne dea niște ochi sănătoși, ca să putem să vedem și să, ve să fie lumina Domnului în noi. Alt, alt lucru care face ca să fie întuneric câteodată în viața noastră sunt îngrijorările. În Luca 12 cu 22, cu Domnul Iisus Hristos ne spune, de aceea vă spun să nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți minca, nici ce veți privind la trupul vostru cu ce veți îmbrăca. Pentru că viața este mai mult decât hrana și trupul este mai mult decât îmbrăcămintea. Facă Domnul ca îngrijorările astea care pre mulți, pre mulți îi prind. Pe mulți îi prind și ne prinde pe fiecare de multe ori să facă, să le dăm la o parte și să ne uităm țintă la Domnul Isus Hristos, gloria Lui. Un alt lucru care face ca să pierdem lumina, să fie întuneric în noi, este pierderea credinței. Domnul să ne păzească. Atunci când apostolul Pavel a mers să prăbăduiască pe Isus Hristos cel răstinic în biserica din Nefes, spune în capitolul 19 versetul 9, spune că unii l-au primit, dar unii își băteau joc de cale aceasta. Acolo este un lucru pe care ne prinde de multe ori pe noi și spune despre categoria aceea de oameni Că, că erau împetriți și necredincioși. Domnul să alunge din bisericile noastre, de oriunde, împetrirea și necredința, ci din contră să fim plini, plini de zel pentru Domnul, să fim plini de putere și plini de credință, că astfel și noi, la vremea noastră, să vorbim despre Domnul Isus Hristos. Dar, după ce am văzut câteva cauze care duce la întuneric, haideți să ne întoarcem. Care este rezolvarea problemei? Rezla, rezolvarea problemei este să ne întoarcem la lumină. Să ne întoarcem din nou. De fapt, Domnul Iisus Hristos spune și pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape. Primul lucru care trebuie să-l facem când vrem să ne întoarcem la, la lumină este să ne pocăim. Și credem, cred lucrul acesta că fiecare avem nevoie. Al doilea lucru, când ne întoarcem oameni care au lumina în ei, sunt oameni care umbl, umblă în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să umblăm în, cuv în lumina cuvântului lui Dumnezeu. De psal, de, de fapt, în Psalmul 119, versetul 105, care cred că toți îl cunoaștem, spune cuvântul Domnului: Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Aceasta este o dovadă că suntem în lumină dacă Biblia aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, este o candelă pentru noi. Și dacă este o lumină pe care are a noastră. Dacă avem această călăuzire a cuvântului lui Dumnezeu și dacă avem pe calea noastră, atunci cu siguranță vor rămâne în lumină. Cuvântul Domnului la Efesen, capitolul 5 cu 8 spune Umblați în lumină. Alt, alt lucru care trebuie să facem noi creștinii, să umblăm în lumină. Domnul să ne ajute pe unul fiecare. Odinioară erați în întuneric, dar acum sunteți în lumină în Domnul. Umblați ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, neprihănire și adevăr. Aceasta caracterizează pe omul creștin care umblă în lumină. Bunătatea, Neprihănirea și adevăr. Dacă vrem trezire spirituală, trebuie ca aceste lucruri să ne caracterizeze pe unul fiecare. Ca într-adevăr, să, să se vadă că lumina Domnului este în noi. Și în, alt, în alt lucru trebuie să ne îmbrăcăm, în omul cel nou care a, fă, a, a fost făcut după Chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Frați, frați iubiți și biserică iubită, haideți să ne îmbrăcăm după chipul lui Dumnezeu de o și sfințenie pe care o dă adevărul. Domnul să ne ajute! Vrem acum să cântăm o cântare. După ce am văzut lucrurile acestea, că poate să mai fie întuneric în noi, după ce am văzut lucrurile acestea, că trebuie să umblăm cu Domnul, Domnul să ne ajute în seara aceasta, să venim în primul rând cu pocăință, să ne mărturisim păcatele noastre, să ne cercetăm pe noi înșine și să ne punem întrebarea unul fiecare, primul care mi-o pun eu în mie, mai este întuneric în mine și dacă este întuneric în mine în seara aceasta, în seara aceasta, să spunem ca Domnul să-l la o parte întunericul și să punem lumina lui cel mare și când au pus lumina lui cel mare să în mântuirea lui Hristos. Pentru că în Mate în Luca capitolul 12 versetul 8 în două locuri am găsit în Biblie. Spune așa: Eu vă spun ca oricine mă mărturisește înaintea oamenilor, îl voi mărturisi înaintea Tatălui și a Îngerilor Lui. O, oh, ce mare lucru! Ca Biserica Emanuel să fie mărturisită înaintea Tatălui și a Îngerilor Lui. Să spună că Emanuel vrea să umblem lumină. Să spună că Emanuel este gata ca să coboare Duhul Său cel Sfânt în mijlocul nostru. Haideți să ne ridicăm în picioare, să cântăm o cântare plin de putere, plin de putere, căci lumina lui Isus Hristos este în mijlocul nostru. Lumina este veste bună, lumina răsărit și lumina aceasta este în mijlocul lui Emanuel. Haideți, frați și surori, să umblăm în lumina aceasta, să cântăm, să ne rugăm și să spunem Domnului, Doamne, aici sunt, vreau trezire, vreau sfințenie, vreau să umplu în lumina Ta. Domnul să ne ajute!